cine să înregistreze imaginea ta, tocmai a ta? Cine să spună, el a trăit? Cui pasă? Vise visate în vise visate în vise visate în vise visate în vise! Acum vreo 7-8 ani, nepotul meu s-a săturat de continuele mele plângeri despre ce se întâmplă în mediul urban din Timișoara și mi-a zis, băi, dacă ești așa de deștept, scrie, pune în scris. Mi-a spus, uite, îți deschid eu un cont, să faci un blog. Ce m-a fascinat pe mine este că a fost un oraș care continuu a încercat să se modernizeze. Ultima lucrare a fost sediul BRD-ului de la Michelangelo. Omul e mai important decât clădirea și comunitatea este mai importantă decât orașul. Orașul trebuie împărțit nu în cartiere istorice, cum se încearcă și acum, ci în 30-40 de entități spațiale. În interiorul acestor entități spațiale, pietonul este esența. Aveam experiența de la studio de teatru studențesc, de a lucra cu niște tineri pe care întotdeauna am considerat colegi, de la care pot învăța, la care le pot transmite informațiile mele și la care putem face o echipă. Pentru mine Timișoara este capitala Banatului. Timișoara are un potențial în Europa Centrală uluitor, fiindcă între București și Budapesta trebuie să fie un oraș mare. Și asta e Timișoara.